demers în premieră al avocatei Laura Vicol în legătură cu odioasele protocoale secrete care au pus justiția la cheremul SRI. Laura Vicol atacă în contencios administrativ toate protocoalele încheiate de SRI și desecretizate până în prezent. Cei care au avut dosare făcute în baza acestor protocoale trebuie să aibă șansa la o judecată dreaptă. Degeaba ne bucurăm că au fost deconspirate și denunțate, atâta vreme cât o instanță judecătorească nu le anulează. Iar doamna Laura Vicol, avocat, este chiar acum în direct cu noi. Bună seara, mulțumesc pentru intervenția în direct la ediție specială. Bună seara. Dați-ne detalii despre demersul pe care îl faceți, vă rog. Este un demers inedit cel pe care îl fac, pentru că va fi, din punctul meu de vedere, o premieră în justiție. De ce spun acest lucru? În mod normal, toate aceste acte care țin de contencios administrativ trebuie atacate, în primul rând, cu o plângere prealabilă. În cazul nostru avem trei instituții emitente ale acestui protocol și vorbesc de primul protocol desecretizat de către domnul Helbig, protocolul semnat cu parchetul de pe lângă în Alta Curte și în Alta Curte de Casație și Justiție. Iar eu, în mod normal, ar fi trebuit să fac o plângere prealabilă către cele trei instituții emitente. Însă, eu acum, cu toată dragostea, mă îndoiesc că vor fi în instanță și vor cere decăderea mea din dreptul de a promova această plângere. De aceea voi alege să merg direct pe calea contenciosului administrativ pentru anularea acestor protocoale. Însă problema mea este alta, pe care sper să mi-o lămuresc în instanță, în primul rând ca cetățean și ulterior ca avocat. Aceste protocoale, protocolul, primul protocol pe care vreau să-l atac, cel de care v-am vorbit anterior, da, a fost făcut la cererea expresă, ca să o numesc așa, a Ornisului, da? Deci, domnul director general a cerut în 2006, în martie 2006, încheierea unui acord. Deci a cerut cu titlu imperativ încheierea unui asemenea acord. Acum eu stau și mă întreb de ce până în acest moment cei de acolo nu au emis un punct de vedere sau de ce nu li s-a cerut explicație, de ce a trebuit să fie obligatorie încheierea unui asemenea protocol. Pentru că până la urmă avem legi care pot lămuri aspecte fără să fie introdus un asemenea angajament între instituții. Aștept și sper ca măcar în instanță directorul general de la vremea respectivă, domnul general Petrescu, cred că era pe vremea respectivă director general al Ornisului, să ne spună de ce a solicitat cu titlul imperativ emiterea unor asemenea protocoale. Doamna avocat, am să vă rog să rămâneți alături de mine. Cu siguranță invitații mei au întrebări pe care vi le vor adresa imediat și prezint și pe invitații din platou de la această oră. O avem pe doamna avocat Maria Vasi. Bună seara, bine ați venit. De asemenea, colega mea Dina Anghelescu, jurnalist de investigații. Bună seara, Dina, tu ai făcut foarte multe dezvăluiri legate de aceste înțelegeri secrete. Doamna Liliana Mincă, vicepreședinte ALDE, mulțumesc pentru prezență și nu în ultimul rând, domnul Cătălin Boboc, reprezentant PNL. Mulțumesc tuturor pentru participarea la ediția specială. Adina Anghelescu, cât de greu credeți că îi va fi Laurei Vicol cu acest demers în premieră în justiția românească? Doamnei avocat, nu are de ce să-i fie greu. Până la urmă, dânsa este un profesionist, știe foarte bine cum și-a argumentat acest excelent, spun eu, demers în contenciosul administrativ. Urmează să vedem pe ce perioadă se va întinde judecarea acestui proces. E vorba de termene. Vedem deci dacă motoarele sunt turate la maxim pentru a se elucida odată, pentru a se rupe pisica în două, să spunem așa, în instanța de contencios cu cel puțin cu aceste două protocoale desecretizate. Poate între timp se vor mai adăuga și alte protocoale care urmează a fi desecretizate și totuși această procedură durează, în opinia mea, foarte, foarte mult. La fel de mult cum durează și, să spunem așa, ordonanța 6 din 2016 la Camera Deputaților, unde nimeni nu o pune pe agenda de zi ca să fie discutată și trântită, pentru că până la urmă ordonanța 6 din 2016 a făcut extraordinar de mult rău și foarte bine că s-au modificat anumite articole la legea de funcționare și organizare a SRI-ului prin această ordonanță și s-a găsit această șmecherie prin care să se ascundă mizeria care fusese devoalată de decizia Curții Constituționale în ceea ce privea mandatele de supraveghere.
Iată cum a existat și această obligație expresă în ordonanța doamnei Prună de a se constitui protocoalele, cum ar fi cel 2016 din decembrie, semnat de domnul procuror general Lazăr cu SRI-ul. Și câte ori mai fi ele, de altfel.